Era singurul mașină? Ce tot el, dar se duce la terminal. Deci nu se mică, nu-i lovit, da? Nu, nu. Șoferul circula pe strada Ștefano Dobleja, nu a respectat indicatorul stop și a intrat cu viteză într-o auto specială care aparține penitenciarului din Drobeta, Turnul Severin. Pe timpul deplasării autodubei care face transportul deținuților în vederea prezentării la instanța de judecată Tribunal Mehedinți, acesta a fost acroșat de către un autoturism condus de către un cetățean din municipiul Drobeta, Turnul Severin, la intersecțiile străzilor George Coșbucu și Ștefano Dobleja. Ambele mașini au fost avariate, dar în urma accidentului nu au rezultat victime. Deținuții au fost preluați cu o altă mașină și duși la instanțele de judecată. Șoferul vinovat băuse ceva înainte de a se urca la volan. Cu ocazia testării celor doi conducători auto, conducătorul autoturismului Volkswagen Golf a fost depistat cu 0,40 în etilotest. Urmează să se întocmească acte premergătoare în vederea stabilirii vinovăției celor doi conducători auto. Șoferul vinovat a fost condus la serviciul de ambulanță pentru a-i se recolta probe de sânge. În urma accidentului a rămas fără permisul de conducere, iar dacă se va stabili că rezultatele testelor arată că avea în sânge mai mult de 0,80 alcool, se va alege și cu un dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate.